Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi avem pachetele de la Food Champions, premiile de la Food Champions și 89 World Cup or Prime Icon 89 Plus. Înainte să începem să deschidem pachetele, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai un subscribe, să dai un share, să lași un comentariu, să-mi spui dacă tu ai făcut SBC-ul cu Icon. Am jucat așa Weekend League-ul pe liniște, pe cileală, nu ne-am strofocat prea tare, am prins cred că un rank 7, am dat ultimele 3 meciuri, cred că le-am dat și... Na. A fost un weekend league destul de liniștit, da, rang 7 exact cum am ținut minte. Hai să vedem ce am prins. Avem două picuri. Primul pic ne prinde Bradshaw, jucam cu el prin 2015 și Emerson Royal. Cu Bradshaw tot făceam din astea Beer Pro sau Manager sau... Am avut foarte multe flashback-uri când am prins, când a picat Bradshaw. Avem două pachete, Rare Players Pack și Jumbo Rare Players Pack. Și ne pleznește primul pachet direct cu un Brahim de 86, Winter Wildcard, un 20.000, binevenit. Și în spate cu un Cross, cu un De Gea, cu un James, undeva la... 30, 20, 50, 70 de mii acest pachet. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Și un Jumbo Rare Players Pack, 24 de jucători, 24 de iteme rare. Hai să vedem de aici ce vine. Și avem un centurion, avem un card special și anume Joaquin de 87 și ăsta un 20 de mii. Deci undeva la 90.000 acest weekend league fără pachet cu inform. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Și în spate nimic, asta m-a șocat, senzație. Deci un 87 după care groaznic, absolut oribil. Dar e ok. Cum am zis, am făcut și iconul de 89 plus și au plecat foarte, foarte mulți. Jucători din club și anume toți, pentru că oricum echipa mea este destul de bine coagulată și formată acolo. A plecat și Mascherano de 89 și Cancelo și Mainan și Brand și Veron care a picat foarte mult, extrem de scump SBC-ul. Nici Jovetic n-a mai dezistat în club, nu a mai dezistat nici Almiron din păcate. Cart foarte, foarte bun, însă inutil acum pe final de joc, pentru că suntem pe final de joc, suntem în martie. Mai așteptăm Team of the Season și gata. Cred că acolo s-a încheiat. În mai se pune piatra de căpătâi a jocului și cu asta basta. Cu mare părere de rău m-am despărțit și de Sterling și de Politano. A plecat și Vela și Benzema de 91. Deci... S-au băgat niște chestii în acest SBC. Acum avem 5 pachetele, avem și un 85 plus. Începem cu primul pachetel care se dovedește a fi nimic. În al doilea pachetel prindem un inform, deci recuperăm 10k. Iar în al treilea pachetel ne vine cardul pe care l-am cumpărat pentru ultimul SBC. Costic, ne recuperăm și aici bănuții. Eu tot sper ca acest 85, 1 din 2 85 să fie ceva de capul lui și să pice și să mă uimească cu ceea ce se află înăuntru. Însă Robertson 87 este cel mai mare pe care l-am prins de când fac acest SBC al treilea sau al patrulea. Mergem și la icon. Deschidem iconul. Este nevoie de ceva insane. Este nevoie de ceva incredibil de bun ca să intre la noi în echipă. Pauleo. Van Persie. Sincer, când am văzut Olanda m-am gândit doar la Koeman. Nu e atât de grav Van Persie, dar n-am ce să fac cu el. Puskas, Torres, Leao, Van Persie, Balotelli, Cristiano, am o grămadă,
Nu am ce să fac cu Van Persie. Vai, și cât jucători a băgat pentru el. Dumnezeule. Asta a fost și episodul pentru această minunată zi de luni, de la începutul săptămânii. Nu este rău cu ce ne-a picat în premiile de la Weekend League pentru puținele meciuri pe care le-am câștigat. Oribil Iconul, absolut oribil Iconul. Acum, aia e. Pe data viitoare, nu uitați să apăsați pe like, să dați un follow, să dați un subscribe și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!